Odată cu anunțul revocării lui Stelian Ion, premierul Florin Câțu a transmis un mesaj ferm partenerilor din coaliție. Cine nu respectă regulile și programul de guvernare, pleacă. Nu mai accept pe nimeni în guvern care să șantajeze. Pe nimeni care să nu înțeleagă că noi aici nu vorbim despre primari, ci vorbim despre comunități și despre interesul cetățenilor. Doar pentru că colegii noștri de coaliție la USR Plus nu au foarte mulți primari, nu înseamnă că românii trebuie să aibă de suferit. Îmi doresc ca partenerii noștri de coaliție, USR Plus, să aibă înțelegerea, să aibă responsabilitatea, să nu aleagă ieșirea la guvernare. Tot de pe poziție de forță și USR Plus anunță că nu cedează și condiționează continuarea guvernării de demisia lui Florin Câțu. Premierul Câțu a pierdut susținerea USR Plus. Cerem PNL să facă o nouă propunere de premier. Dacă Florin Câțu se agață de scaunul de la Palatul Victoria, așa cum l-am pus în Parlament, îl vom da jos tot în Parlament. Conducerea PNL și-a reafirmat rapid susținerea pentru premierul Florin Câțu printr-o rezoluție pe care însă Ludovic Orban nu a semnat-o. Actualul președinte PNL nici nu a participat la ședință și a făcut declarații separate în care a criticat decizia imperativă de revocare a lui Stelian Ion. A fost convocat un birou permanent național al Partidului Național Liberal, partid principal, partid de guvernământ, absolut statutar. S-a votat în unanimitate, nici o abținere, nici un vot împotrivă, susținerea lui Florin Câțu ca prim-ministru și în toate demersurile domniei sale. Adversarii politici nu sunt în coaliție, ci în afara ei. Nu cred că premierul trebuie să ia decizii fără să se consulte cu președintele Partidului Național Liberal și mai ales decizii care pot să pună în pericol coaliția majoritară. UDMR speră la reconciliere. Sper că noaptea va fi un sfetnic bun pentru toată lumea. Sper că mâine ședința de guvern și ședința de coaliție care va avea loc să ne ducă către poziții mai apropiate, către un compromis și către o soluție prin care această coaliție să meargă mai departe. Astăzi, din punctul meu de vedere, alternativă la această coaliție nu există. Este a doua criză majoră a coaliției după revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății. După revizuirea protocolului de colaborare, PNL și USR Plus au convenit să meargă mai departe.